Acest program vă este oferit de EMAG Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea. După două-trei decenii de capitalism, ne-am trezit că nu mai avem meseriași de toate felurile, iar companiile suferă cel mai mult pentru că nu mai are cine să prea activitatea celor care nu au plecat la muncă în străinătate și care acum ies la pensie. Nu mai avem suficienți electricieni, sudori, bucătari, mecanici auto, șoferi, lăcătuși, operatori CNC, brutari, zugravi, faianțari, Asistente medicale, educatori. Conform unei analize făcute de Ziarul Financiar, în 1995 aveam 286.000 de copii înscriși în școli profesionale. După reforma Ecaterinei Andronescu de la PSD din 2010, care a favorizat școle teoretice și a dat la o parte școle profesionale, numărul elevilor înscriși a scăzut la 12.400 în 2011. Cu Chiu Cuvai, în ultimii ani, pe fundul presiunii din partea companiilor care au cerut revitalizarea școlilor profesionale, numărul elevilor a crescut la 100.240 în 2020. După căderea comunismului, școlile profesionale au intrat într-un declin, ca urmare a prăbușirii industriei și economiei, dar și a modului cum erau priviți cei care terminau o școală profesională. Mai bine făceai o facultate la privat decât să fii electrician, bucătar sau operator CNC. Nici sistemul de educație din România, care se axează mai mult pe cunoștințe teoretice, nu are o inclinație deosebită să promoveze școle profesionale și să spună în societate că sunt meserie extrem de importante unde poți să câștigi mult mai bine decât dacă te chinui cu o școală superioară teoretică. În acest moment, companiile mai degrabă ar avea nevoie de meseria și care pot arde etapele decât de absolvenți de facultate în care ulterior trebuie să investești ca să investi ce au de făcut. Nu toți copiii sunt buni la învățătură și pot urma o școală superioară, teoretică. Mulți copii se pot îndrepta către o meserie și poate așa sunt salvați prin faptul că poate nu fug în străinătate, ci mai degrabă își găsesc un rost aici. România este plină de facultăți care acum sunt goale pentru că nu sunt suficient studenți. Acest program vă este oferit de EMAG Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea.